Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela. O nouă etalare, alege carte, alege setul de cărți, în fine, o nouă etalare la alegere, pe care cred că unii dintre voi ați așteptat-o. Despre ce vorbim acum? Cam atâtea de făcut și am de făcut și în viața personală foarte multe. Vopsesc, pictez pereții. Aici e un alt spațiu. Haideți să vedem. Mi-am pregătit niște seturi de cărți. Să vedem despre ce facem astăzi. La ce se gândește persoana la care vă gândiți voi și nu știți. Evident, referitor la voi. Ce ar vrea să vă spună? Da. Oricum, înainte de toate, am lumânarea în spate, să știți. Și aici am un buchet imens, imens de lavandă. Deci, atmosfera se curăță pe toate căile, pe toate planurile. Înainte să încep etalarea, vreau să vă mulțumesc din suflet tuturor celor care v-ați abonat, celor care urmează să vă abonați, să-mi acordați această încredere și să fiți alături de creșterea acestui proiect care se numește Tarotela. Și să vă susțineți unul pe altul, mai ales când ascultați și citiți comentariile celor care împărtășesc experiențele lor. Încercați și încurajați, nu-i demoralizați. Încercați să le vedeți și perspectiva lor, nu doar a voastră. Încercați să nu acuzați și să nu transmiteți energie negativă, pentru că asta primiți în schimb mai devreme sau mai târziu. Chiar dacă cei care cărora le este adresată energia negativă nu vă răspund, viața, universul vă va răspunde. Dacă să aveți o stare negativă, depresivă, proastă, nu deschideți aceste canale, pentru că le deschideți degeaba, nu înțelegeți mesajul. Încercați să deschideți și pe viitor, nu doar acum, să vă faceți oarecare curățare energetică înainte de a asculta mesajele. Pentru că e foarte important să asculți cu inima deschisă și cu mintea deschisă. Pentru că din noianul de mesaje, că sunt etalări colective, poate doar unul este al vostru. Și acela este foarte important. Trebuie să selectați. Chiar dacă vă gândiți câteva zile din ce a zis Ella sau din ce a zis X sau Y, pe care îi mai ascultați, dar nu mi-am făcut unghiile că vopsesc pereții, dar din ce au zis respectivele persoane, ce mi se adresează exact în această perioadă. Eventual, genul acesta de etalări le puteți asculta și cu altă ocazie și poate alegeți alte nume și alte situații și vedeți ce mai aveți de lucrat în voi, de experimentat. În fine, vă mulțumesc din suflet că sunteți alături de mine și haideți să ne creștem vibrația, chiar dacă mai aflăm mesaje, nu energii, mesaje negative, triste, dar nu e negativ. E doar o impresie. Știți că ego-ul nostru creează această impresie de negativ. Este o experiență peste care trebuie să trecem cu înțelepciune, din care trebuie să asimilăm ce este de asimilat pentru creșterea noastră. Ok, gata cu vorbăria. Nu e vorbăria, trebuie să spun. Haideți să alegem, aș vrea acum câte numere se fac. 1, 3, 4, 4. 4, rămân la 4 pentru că e un număr care mi-aduce aminte de cruce și ține de spiritualitate, dintr-un punct de vedere, de stabilitate, că toți vă căutați stabilitatea în relații. Aș vrea, pentru că n-am aici ce să vă dați să alegeți. O, da, o să vă poți alegeți imagini din Iran, dintr-un calendar iranian. Și în funcție de imagini, vă alegeți și numărul. Acesta să fie numărul 1. Da? Numărul 1. Este super. Ador această cultură persană. Am început să învăț limba persană. Așa că, dacă am cunoscători de limba persană, sunt deschisă să colaborăm. Acesta ar fi numărul 1. Ia să vedem ce avem pentru numărul 2. Ok. Eu nu mă mai întorc la ele, vi le alegeți voi. Numărul 2. Eu doar mă concentrez pe numele. Numărul 2. Și rămâne de văzut ce o să mai fac. Ce super. Numărul 3. Stai cu minte, Mora?
Ia să vedem ce ar mai fi ceva care să vă stimuleze și... O, da! Ador monumentul acesta. Și Turnul Libertății din Teheran, pe care l-am și desenat la un moment dat. Am și vândut lucrarea. Ok. Deci, numărul 1. Ați ales imaginea. Prima imagine, dacă nu greșesc, dar prima imagine care mi-aduce aminte, da, de o perioadă. Este vorba de perioada de glorie a Iranului, da? Asirienii. În primul rând este un monument antic, un monument cultural și un monument care aduce aminte de această glorie. Bănuiesc că în relația în care sunteți acum, în acest moment, sunteți într-o stare de nostalgie, eventual, unii dintre voi, nostalgie. Vă aduceți aminte de momentele frumoase de glorie dintre voi doi, momente speciale în care ați construit ceva deosebit. Rămâne de văzut ce veți construi de acum încolo. Și dacă relația este nouă și nu ați reușit să construiți ceva, posibil simțiți că v-ați mai întâlnit în alte vieți și ați avut niște momente speciale, glorioase, în antichitate. Ah, ce interesant! Poate chiar în zona asiriană, nu, n-aș zice babiloniană, nu, asiriană, persană, că tot vorbim de Persia. Da. Probabil că cei care vor asculta aceste etalări au cu siguranță, da? Nu întâmplător, am ales, da? Ca și mine, aveți ceva legat de zona Persiei. Cunoașteți, nu cunoașteți, rămâneți descoperiți. În fine. Deci, situația dintre voi. Folosim elemente. Ia uite! Vă faceți griji, în primul rând, șoricelul. Pentru niște ce? Pentru tarantulă, pentru o situație care vă irită, pentru o situație conflictuală, pentru niște conflicte. Posibil verbale, chiar fizice, cu cineva, rămâne de văzut. Haide! Oh, o carte! Iar a vrut să se arate șoricelul, semn de pământ. Dacă vă spune ceva, încă o carte, ca să înțelegem. Clarifică șoricelul. Numărul 1. Bănuiesc că v-a fost doar genul ăsta de etalări. Mie mi-a fost doar să fac genul acesta de etalări. Încă o dată. Oh, oh, octopus. Șoricelul și octopus. Semn de pământ, semn de apă, dacă vă spune asta ceva. În primul rând este o situație emoțională foarte complicată, foarte tentantă, obsedantă. Sunt 8 tentacole, casa 8-a scorpionului, a lucrurilor complicate, alambicate, care vă atrag pe de-o parte, vă și sperie, că-i șoricelul, vă și atrag. E o situație, rămâne de văzut unde sunteți voi, că totuși e etalare extrem de colectivă și de general, extrem de generală și de colectivă, da? Implică această situație, dacă vă faceți griji, dacă aici sunteți voi sau ei, rămâne de văzut. Eu vorbeam de situații. Dacă unul dintre voi își face griji pentru această atracție, casa 8-a sexualității, da? Tentacul acesta simt nevoia să acapareze, să atingă, să pipăie. Această situație și această frică poate fi depășită prin inteligență și creativitatea, o inteligență creativă. Interesant. Interesant. Haideți să vedem despre cine vorbim. Persoana la care vă gândiți voi. Persoana la care vă gândiți. Dacă nu rezonați cu acest număr, căutați alt număr. Că e foarte posibil intuiția voastră să nu fie chiar în cea mai bună dispoziție și să alegeți greșit. Căutați alt număr și... Ia uite. Persoana la care vă gândiți, mari, mari griji. Ori încheie un ciclu, foarte posibil. Zic, simt. Da? Că vorbeam de persoană. Foarte posibil să aibă marcaj intens pe semne de aer, gemeni, vărsător sau balanță. Mora, oprește-te. Tocmai încheie sau e în proces de vindecare, 4 de spade, de înțelegere mentală, calm, ordine mentală și spirituală
a unui ciclu de mari dureri, mari trădări. Asta poate să fie și cu voi. Aute, nu mai spade, regina de spade. Poate e vorba și de un divorț cu acest turn, separare. Și se gândește în ce să investească, în ce să-și găsească stabilitatea. Ia uite, 10. Cred că pentru unii a fost 10 de monede, da? Poate să fie și un divorț sau o situație în familie care nu merge. Care nu merge. Probabil că la un moment dat a fost o atracție pentru unul, pentru altul. În primul și în primul rând, să nu o lungesc prea mult. 10 de spade și 4 de spade. Durere mentală, sufletească. Dar, repet, uneori confundăm sufletul cu ego. Adesea durerile acestea le simțim din punct de vedere egotic. Pentru că nu le înțelegem, lecțiile. Lecțiile nu le înțelegem. Deci, asta e personajul la care vă gândiți. Acum, eu o să pun cărțile la loc. Sper să nu uit la numărul 2 cum le-am făcut. Da? Dacă nu rezonați cu acest personaj, căutați al număr. Ce-ar vrea să vă spun? Ce-ar vrea să vă spun? Și dăm și mesaje. Venim și cu mesaje. Concrete. Ce-ar vrea să vă spun? O dată de lor. De... Ia uite. Spânzuratul. Wow! Spânzuratul. 3 de cupe. Semnul peștilor pentru unii. Și-am văzut și... Sau marcaș pe casa a 12-a. Carte. Pentru numărul 1. Iar spade. 9 de spade. Și iar s-a oprit aici la 9 de băte. Există un blocaj. 9 de băte, regele de cupe. Un blocaj, în primul rând, emoțional. Cineva încearcă să se protejeze emoțional. Pentru că a trecut prin multe dezamăgiri. Își dorește, central, este 3 de cupe. Își dorește această bucurie cu sufletul pereche, cu voi. Își dorește, dar își face multe griji. Multe griji, tocmai pentru că a trecut prin foarte multe și nu vrea să se mai rănească, să nu mai vrea să facă pe nimeni să sufere eventual. Apare și spânzuratul care vorbește de o perioadă de lungă de sacrificii, de situații blocante, blocante pentru că nu se poate deplasa, nu poate avansa situația normal, dar este un scop în această situație, ca să se înțeleagă o lecție, ca să se găsească să se regăsească spiritualitatea, să se reconecteze la Dumnezeu, să primească inspirație. Asta ar vrea să vă spună, că trebuie să mai așteptați, să mai aștepte, trebuie să facă sacrificii pentru această întâlnire cu voi. Trei de cupe, o bucurie, cu sufletul pereche, da? Foarte posibil pentru unii dintre voi să faceți parte din grupul lor de prieteni. Dar ca să vă manifestați această bucurie, trebuie să facă multe sacrificii și să învață, caută inspirație cum să iasă din blocajele în care este. Și aici iarăși un stres mental. Stresul mental, nu mai vine inspirația. Dar inspirația nu vine când ne stresăm. Da? Trebuie să lăsăm să curgă energia prin noi. În orice situație am fi. E interesant că e cu capul în jos. Nu contează că ești în poziție lotus, că stai în mâini, da? Sau stai în altă poziție. Că până la urmă yoga implică multe poziții. Da? Și aia tot pentru echilibrarea energiilor. Poate și persoana trebuie să facă yoga. Deci, trebuie să facă sacrificii, trebuie să găsească soluții, să găsească, se stresează, e obsedată persoana să se întâlnească, să se bucure, dar totuși nu găsește soluții. Dar a apărut și șoricelul, da? Există un blocaj. Cineva îi blochează sau se blochează ei. Regele de cupe e o energie benefică emoțională. Hai să vedem ce mesaj ar putea să vă transmită. Ia. Ce mesaje ar transmite numărului 1 dacă ar fi singuri în miezul nopții și n-ar fi nimeni să-i deranjeze? Wow! Ce cărți! Prea multe! O păstrez pe asta. Te simt puternic într-atât încât îți simt gustul și mirosul. Ce frumos! Ce frumos! Trebuie să pun un pic de pauză! Trebuie să pun pauză.
Am pus pauză că au picat multe cărți pe jos. Probabil că v-ar spune foarte multe. I feel so much for you. Deci simte persoana aceasta, simte multă tandrețe. Pe asta o păstrez, că rămăsesem cu ea în mână. Și mai căutăm. Simte multă tandrețe, chiar dacă nu sunteți împreună. Multă tandrețe. Și foarte posibil, ar zic posibil, pentru că una e ce simți și alta e ce reușești să faci. Deci de simți, simte multă tandrețe, vă simte puternic. Dacă ar putea să și manifeste, ar fi și mai frumos. Așteaptă, Mura, așteaptă. Ce ar vrea să vă transmită dacă ați fi la miezul nopții? Ce ar vrea să vă transmită, să vă spună? Ok, asta? Ok, asta. Se simte vinovat, I feel guilty. De ce se simte vinovat? Se simte vinovat, interesant, sau vinovată. Voi știți, îmi povestiți. De ce se simte vinovat? Dacă este un triunghi amoros, că sunt 3 de cupe, pentru că am văzut 10 de spade și 10 de monede mai devreme, posibil este și o stare de vinovăție. Și nu neapărat din cauza voastră, poate. Ei se simt vinovați că n-au ales corect. Că au stat prea mult într-o relație karmică, rămâne de văzut. Dar se simt vinovați. Hai să vedem. Ce ar mai vrea să spună numărul 1? Asta. Pică iar. Nu vreau să vorbesc în această perioadă. I don't want to talk. I need time for myself. Am nevoie de timp pentru mine însă. Da? Și tocmai pentru că nu vrea să se exprime, ține persoana aceasta, da? Blochează, se blochează emoțional, ia uitați, se blochează emoțional. Stă pe gânduri și se gândește. Are nevoie de timp. Are nevoie de timp. Da? Trebuie să vă sacrificați și voi și ei în această situație. Ca să se înțeleagă. Ce-ar mai vrea să spună? Pentru numărul 1, persoana la care se gândește numărul 1, ce-ar vrea să mai spună? Dacă ar fi singur în prag de noapte. Posibil că nici n-ar vrea să discutați. Poate doar să vă exprimați, poate. Așa zic eu. Asta e felul meu de exprimare. Să vă exprimați sentimentele, emoțiile, pentru că am început cu I feel, simt. Persoana simte, preferă să simtă și să exprimă simțurile decât să vorbească. Deși am văzut multe spade, așteaptă, Mura. Ce mai vrea să spună? Nu prea. Se vede că nu prea vrea să vorbească. Acum a avut o tendință mai devreme. Ia ce zice. Ia uite. I'm trying to forgive you. I need my space. Acum, cine se simte vinovat rămâne de văzut, că voi vă știți povestea. Dar iar este vorba de timp și de spațiu. Am nevoie de timp. Am nevoie de spațiu în acest mesaj. Am nevoie să te iert. De ce să te iert? Iar rămâne de văzut. Este nevoie de... sau să se ierte. Dar aici zice to forgive you. Să te iert pe tine. Așa zice în mesaj. Încerc să te iert. Nu ce să te uit. Să te iert. Am nevoie de timp, de spațiu. Deși simte multă tandrețe. Deși vă simte. Foarte puternic, cum am zis și la început. Vă simte. Asta vă se arată. Ia uite. Visez la tine. Visez la tine. Asta nu înseamnă, de a zic că sunt stări contradictorii și toți le experimentăm. Nu înseamnă că dacă are nevoie de timp și de spațiu, gata, nu mai simte. Nu, simte. Visează în continuare. De-aia nici nu doarme noaptea. Încă un mesaj și gata. Numărul 1. Așteaptă un picuț. I want to romance you. Vreau să ne purtăm într-un mod romantic și totuși cartea a venit invers. Există multă simțire, multă stare de visare, multe emoții, clar.
ar vrea să le exprime într-un mod romantic, dar nu poate. Da, a venit cartea invers. Nu poate, pentru că încă mai are nevoie de timp și de spațiu ca să înțeleagă niște lucruri. Nu vrea să vorbească la modul rațional, cel puțin în acest moment. Pentru că am văzut mai devreme, 4 de spade, trebuie să se vindece de niște situații, voi știți. De niște situații. Și totuși, și-ar dori să vă simțiți, dacă ați fi la miezul nopții singuri împreună, ar dori să exprime acele sentimente pe care le-am spus mai devreme, de tandrețe, de romantism, dar nu poate. Cam acesta este mesajul pentru numărul 1. Rămâne de... Stat pe aproape să vedem ce mai facem. Ok. Încerc să nu mai pun pauze prea multe și pe lungă durată, așa că o să trebuiască să așteptați să mă amestec eu cărțile, să mi le strâng, pentru că am observat că la un moment dat, nu știu dacă are legătură cu camera, cu Mercurul retrograd, dar la un moment dat, în momentul în care am pus pauză, s-a decalat sunetul și încerc să scap de problema asta, evitând pauzele. Acum, trecem la numărul 2. Ce ați ales numărul 2? Ah, ați ales clădirea aceea clasică, iraniană. Clădirea clasică, o clădire rezistentă, ca un palat. Probabil că unii dintre voi, zic probabil, pentru că așa simt, unii dintre voi vă doriți stabilitate. Sunteți persoane stabile, clasice și, ia uite, da, semn de pământ. Vă doriți stabilitatea. Probabil că ce? Ia să vedem ce ar mai fi de văzut. A venit și pisicul. Interesant, aici este toamnă. Acum este, ne apropiem de toamnă. Vom vedea ce mesaje vin. Deocamdată, în acest moment, simt că această toamnă este în sufletul vostru sau în relația voastră, ceva trebuie să se transforme. Să vă eliberați de ceva ca să puteți reconstrui o clădire stabilă, evident, o relație stabilă. Rămâne de văzut. Haideți să vedem. Energia dintre voi, situația prin care sunteți. Numărul 2. Albin. Am zis că munciți pentru stabilitatea voastră. Munciți, semn de aer. Pentru că albina ce face? Muncește de zor. Pentru că vine toamna, iarnă și nu o să mai poată să facă miericică. Munciți de zor. Care legătură cu un semn de aer? Iar poate să varieze. Încercați să vă pregătiți să intrați în cercul vostru magic. Pentru că, aha, interesant. Pentru că din toamnă până în iarnă trebuie să alchimizați. Tot ce ați făcut până acum, sau în anul ăsta, până în toamnă, da? Trebuie să intrați în cercul vostru magic. Două. Am zis că trebuie să alchimizați. Deci, albinuța. Oul cosmic. Oul, iar este o transformare, o alchimie. Crește ceva. Crește o ființă. Se naște, adică se concepe. Trebuie să concepeți, interesant, trebuie să concepeți. După ce ați muncit de zor, și asta este confirmată și de Cămilă, ați avut multe responsabilități, aveți multe responsabilități în această relație, sau situația în sine, sau ei, sau voi, aveți multe responsabilități în viața voastră personală. Și atunci, din cauza asta, poate trebuie unii dintre voi, și zic poate, posibil, pentru că e etalare colectivă, trebuie să transformați lucrurile în așa fel încât să creșteți. Pentru că central apare oul cosmic și este vorba de a șaptea ceacră. Sunt 7 cărți din elementul eter și a apărut a 7-a. Ceacra, sacrasara, coroana. Trebuie să creșteți. Și iar am vorbit de un nou, da? Vorba de o concepere. Care vă va aduce stabilitate în casă, că tot ați ales o clădire care dă stabilitate. Aveți nevoie de stabilitate ca să creșteți, evident. Cum să ajungi la ultima dacă nu ai curățat-o pe prima? Rut,
da? Baza. Muladhara. Aveți aer, foc și eter ca și elemente. Pentru unii dintre voi, un mesaj, că sunteți mulți care ascultați, dacă ați fost într-o relație sau într-un job, într-o situație în care ați avut multe responsabilități, da? În acest moment simt această lună ca o eclipsă de lună. Se pune umbră, se pune întuneric peste acea situație. De ca și când s-ar încheia, ca și când vine toamna și iarna și gata. Când se va transforma într-un mod în care poate nici nu știți, da? E un pom pe care îl tăiați și va răsări, pentru cei care au grădină știu, da? Va răsări puietul la câțiva metri distanță. Nu neapărat în același loc, da? Interesant. Foarte interesant. Ok, le pun deoparte. Haideți să vedem. Ce e leu? Ia, uitați ce pisica mai aieță, măi, măi, și a venit să stea cu mine, mă. A venit să stea cu mine, ia, uite, mă. Ha. Ok. Ce mare s-a făcut și grăsumele. Despre ce vorbim acum? Despre persoana la care v-ați gândit. Dacă rezonează, bine, dacă nu, căutați anumă. Vă mulțumesc mult de companie. Numărul 2. Ok, asta? Ia să vedem. 3 cărți. Ha. 5 de cupe, 6 de monede, regina de cupe. Apă și foc. Iar la capătul setului de cărți, colaborare, ce frumos, construcție pentru stabilitate, 3 muncă de construcție pentru 4, așa, cu un suflet pereche, cu un prieten, poate să fie prieten, colaborator, da? Iar 4. Aveți nevoie de claritate mentală, de meditație, ca să, wow, ce frumos, ca să vă pregătiți pentru momentul de trezire, când va fi acel soare, că am zis că e o toamnă la un moment dat. Și soarele acela, vai, ce frumos, va aduce o ofertă, asul de monede, îndrăgostiții, într-un mod neașteptat, probabil când va veni primăvara. Și primăvara ați văzut că poate să vină și iarna, ați văzut câte ierni au fost în care au înflorit pomii, da? Însă, interesante mesaje, foarte interesante. Sper că v-ați obișnuit, cei mai mulți dintre voi, cu limbajul meu. E un limbaj pe care l-am doar când fac tarot. În fine. Date despre persoana la care v-ați gândit. Foarte tristă. 4, 5 de cupe. Foarte tristă. Încă privește la un trecut. Dacă au fost niște responsabilități, niște greutăți, încă se uită la acele greutăți. Unul dintre voi. Dar e foarte interesant că apare central 6 de monede. Balanță, semn de pământ sau taur, că e Venus, da? Ori este cineva foarte posibil pentru unică zi, foarte posibil pentru că e talare colectivă, nu e nici măcar pe zodii, este extrem de generală. Avem taur și planete în taur, vreau să zic, sau în balanță, și planete în semne de apă, pești, drac, scorpion. Interesant ce simt. Asta pentru că aveți 3 de monede. Și 2 de cupe. Cineva își dorește să colaboreze și să construiască ceva cu voi. De ca și când și-ar dori să vă vindece. Este nevoie de comunicare în această situație. Ca să puteți crește și să puteți crea ceva nou. Împreună puteți crea ceva nou. Un nou univers, un nou ou. Oul e un univers, da? Împreună puteți crea ceva nou. Însă, pentru unii dintre voi va trebui, la un moment dat, să treceți printr-un triunghi, da? Apare și aici triunghi, triunghi, până veți rămâne doar voi doi. Un mesaj pentru unii. Acum, dacă unul dintre voi este foarte trist, a avut un deces sau a pierdut ceva, a fost părăsit, a strâns prea multă durere în suflet și nu vede potențialul celor două cupe, celor unui suflet pereche din preajmă, vine cineva în preajma acestui personaj
Vine cineva și începe să-l ajute practic. Și ajutându-l, personajul acesta începe să-și recapete încrederea, dragostea de sine, că Regina de Cupe are dragoste față de sine, începe să se vindece, ca apoi să vindece și pe alții. Ar mai fi pentru unii un alt mesaj, persoana care vine să ajute pe 5 de cupe, nu doar să ajute financiar, dar să ajute și emoțional, Regina de Cupe să fie chiar aici, ajutând și practic, măcar cu o prăjiturică. Sau cu un serviciu practic. Sper că mă înțelegeți. Vă și Scorpion pentru unul dintre voi. Ok, deci asta ar fi despre personajul la care v-ați gândit. Dacă rezonează bine, dacă nu, tot bine, căutați al număr. Ce ar vrea să vă spună acest personaj? Să știți că n-am ceas să mă cronometrez, să văd la care număr am vorbit mai mult, la care am vorbit mai puțin. În fine. Ce ar vrea să vă spun? Ok, ăsta. Zece de spade. 10 de spade, 10 de bâte, responsabilitățile, trădările, situațiile prin care a trecut. Ce ar vrea să... Vrea să încheie, da? Ca 5, că de-aia și plânge. De-aia și tristă. De-aia mai spune. Capricorn. Posibil a fost trădat sau suferit din partea unui Capricorn sau Capricornul suferă din partea unui semn de aer sau într-o căsnicie. Evident că variază. Dai, Leo, dai, iubitule. Da, ce frumos. Și Cavalerul de Cupe. Apare un semn de apă pentru unii dintre voi. Da, cineva este căsătorit. Marele preot, am zis, căsătorie. O căsătorie care scârție, care nu e fericită, că așa sunt mulți care stau în căsătorii nefericite. Repet, ori semnul de aer a fost într-o relație toxică pe care vrea să o vindece sau din care vrea să evadeze măcar o perioadă, de-aia a apărut posibilul triunghi, așa, asta pentru că la capătul setului de cărți apare Marele Preot și nu mai vorbim de zodii, da? Văd zodia peștilor, văd, am și un scorpion, văd taur, văd capricorn și alte semne de apă. Însă, la capătul setului de cărți există Marele Preot, un contract. Cineva are un contract cu altcineva. O căsătorie, logic, da? Și în spatele acestei căsătorii există un secret, o dragoste secretă. Cineva vă urmărește, da? Vă urmărește, dar se abține. Se abține. Aici e problema. Asta ar vrea să vă spună. Că ar vrea să vă ofere dragoste, romantism, sensibilitate, îmbrățișări, sărutări, dar situația devine toxică pentru că personajul este într-o încă rămâne de văzut în cât timp se va vindeca 5 de cupe, da? Ca să poate să ofere dragoste Regina de Cupe pe care am văzut mai devreme. Am zis că e un triunghi. Da, iubire, da. Da, scumpul, aici. Ia, așa. Da, aici, frumos. Situație foarte complicată. Situația este complicată. Da, e complicată. Există o tentație pentru unii dintre voi, puternică. Cu acest ou cosmic există o tentație pentru cei care știu că șarpele este și un simbol falic, nu doar spiritual, da? Kundalini e Kundalini, energia sexuală e energie sexuală. Însă există o dragoste care deocamdată trebuie ținută secret până se încheie acest ciclu de mari trădări, de dureri, de o relație karmică. Există obsesie pentru acest potențial, această dragoste. Există obsesie. Și obsesia în sine poate să aducă multe dureri la cele care au fost adunate de-a lungul timpului. 10 de spade poate să țină de chiar de această tentație. Există. Pentru că sunt foarte mulți, sunteți mulți și nu doar că sunteți. Și eu am stat în relație, într-o relație în care nu mi-a privit mult timp. Până am învățat să nu mai stau. Ia, ce-ar vrea
să vă spună numărul 2 dacă ați fi singuri. I love your eyes. Deci persoana la care vă gândiți adoră ochișorii voștri. Adoră să se uite în ochi. Dacă sunteți femei, probabil că îi place și cum vă machiați sau chiar dacă nu vă machiați, forma ochilor, a sprâncenelor, felul în care priviți. Mai ales dacă sunteți semne de apă. E o adevărată lume emoțională în care se cufundă. Ce mai zice? Ce frumos! You are the last thought before bed and the first thought. Da. Ești ultimul gând înainte de culcare și primul gând la trezire dimineața. E clar că e o obsesie. Emoțională. Ai de mult. Eu nu. Nu știu ce înseamnă, pentru că I need to focus on my self-respect. Iaute. Am nevoie să mă concentrez pe respectul de sine. Acum, tentația există. Pentru unii dintre voi, acest I don't poate să reprezinte foarte multe. Eu nu. Eu nu ce? Eu nu vreau să-mi trădesc partenerul. Din acest motiv o să încerc să creez o prietenie, cum am zis mai devreme. O prietenie. Unde văzusem? Văzusem undeva o prietenie, dar dacă am zis-o, înseamnă că așa și trebuie. Până îmi recapăt regina de cupe, respectul de sine, da? Eu nu fac compromisuri, chiar dacă există, I don't, da? Eu nu. Nu ce? Nu fac compromisuri chiar dacă există această tentație. Eu nu vreau să renunț la tine. Pot să fie multe. I don't. Sunt multe posibilități. Ce înseamnă? Dar important este că încearcă persoana să se concentreze pe respectul față de sine. Da, leuțile. De ce nu vrei să stai? Vrei să stai acolo jos? Încă o carte. Ce-a sărit asta? Am zis? I am with the karmic. Dar sunt încă cu persoana cu care stau. Persoana karmică. Încă, da? Recunoaște asta, v-ar spune. V-ar spune. Uite, încă sunt cu ea sau cu el. Încă sunt. Sau încă nu ne-am despărțit. Sau încă stăm împreună. De ce? Rămâne de văzut. Și totuși, mă simt ca acasă în preajma ta. Ce altceva ar mai vrea să vă spună? E un sentiment de căldură cu acele ape. Regina de cupe și cavalerul de cupe oferă căldură, mai ales când se uită în ochii voștri. Vă recunoaște că ați mai fost în alte vieți. V-ați mai întâlnit. Într-o formă sau alta. Poate ați fost membri de familie și oferiți această căldură emoțională, stabilitate. Că, da, uite, că vorbim de casă, că ați ales o imagine care oferă stabilitate. O clădire clasică. Ce ar vrea să vă mai spună? Dragii mei, sper că v-ați obișnuit cu limbajul meu. Ciudat. Așa vin mesajele. Ia uite ce zic. Bă, dar recunoaște. Îmi place că recunoaște. Și am vorbit de 5 de cupe de cineva care se vindecă. Are nevoie de vindecare. Și Albina asta face, alchimizează. Mierea vindecă. Și munca ne vindecă. Still healing wounds from past relationships. Încă vindec răni din relații anterioare. 10 de spade. Nu este vorba doar de relația cu persoana aceasta karmică. E vorba de multe alte relații în care s-a simțit trădat sau nu a mers sau n-a simțit profunzimea emoțiilor. Încă vindec. Că poate să fie și din familie, dragii mei. Da. Visează la voi. Ia uite. Visează la voi. Ce vreau să zic? Uite ce sar cărțile. Îmi pare rău pentru cum situația s-a schimbat. Lucrurile s-au schimbat între voi, probabil că temporar, este un mesaj temporar, îi pare rău. Probabil că așa zic eu, pentru că încă nu vă puteți bucura de aceste cupe, da? Chiar dacă tentația este mare. Este o dragoste, să nu uitați, este o dragoste în secret. Ar vrea să vorbească, dar trebuie să se abțină. Aude. Este o căsătorie. Undeva care poate karmica încearcă să renască această căsătorie din
morți de undeva. Acel ideal pe care l-au avut, da? Dacă nu face asta karmicul, asta un mesaj în plus, este dorința lor de a renaște, de a renaște și de a manifesta, de a munci, că am vorbit de muncă la început, de a munci pentru un ideal. 10 de cupe și regina de cupe. Da? Regina de cupe și regina de monede. Regina de cupe să devină și persoana oficială, stabilă în viața lor. Vine la capul setului de cărți, așa sunt cărți, așa vine să zic. Ce-ar vrea să vă mai spun? Numărul 2. Iac. Mai necesar. Bine. Uau, ce frumos, ești atât de frumos, de frumoasă. Bine. Fermecător, dacă e bărbat. You are so beautiful. Deci, efectiv, sunt captivați de voi. Sunt... Tentație, este diavolul. Vă văd într-un mod fascinant. Frumoși. Chiar dacă voi nu vă vedeți. Da? You are so beautiful. Atât de frumoasă și frumos. Vă vine să credeți sau nu? Asta e adevărul. Așa? Simte. Așa v-ar spune. Dar mi se pare o persoană cât de cât sinceră. Recunoaște că încă e cu o persoană karmică. Și chiar că n-ar fi, se vindecă unii dintre voi, pentru că e o etalare karmică, colectivă, vreau să zic. Unii dintre voi, chiar dacă nu sunteți cu persoana karmică, încă o aveți în suflet, vă afectează. Și trebuie să vindecați această rană. Da. Și cred că tot vorbeam despre așa ceva. Aici este efortul. Let's agree, we too disagree and move on. Aici este problema. Ei, în relația cu karmicul, karmica, trebuie să pice de acord. Că nu sunt de acord unul cu celălalt și să-și vadă fiecare de viața lor. Cred că acest mesaj la ei se referă. Let's agree, we too disagree. Vorbeam tocmai despre relația karmică când a apărut acest mesaj. Aici este problema. Pentru că e vorba de renaștere. În ce direcție vor să renească? Foarte posibil karmicul sau karmica, am zis, mai încearcă ceva să resusciteze, dar rămâne de văzut. Încă un mesaj pentru numărul 2, că mai avem de făcut încă două numere. Încă un mesaj. Ce ar vrea să vă spună? Wow! Pisi, 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 Leo! Te rog, ai grijă de tine cât poți de bine. Până reușiți să închegați ceva, să concepeți ceva deosebit, mai aveți de trecut prin foarte multe, de alchimizat în voi foarte multe. Până reușiți. Îi pare rău că v-a mințit. Dacă a fost un moment în care nu v-a spus adevărul sau n-a recunoscut că este cu relația karmică, că încă se mai gândește, încă se mai... Poate nu am zis, pentru unii, chiar dacă nu se întâlnește, are în suflet. I don't, ăsta. Are în suflet acest personaj. Și posibil unii dintre voi n-ați știut că nu este vindecată. Și vindecarea vine în timp, dragii mei. Cam atât pentru numărul 2. Haideți să vedem la numărul 3. La numărul 3, din câte mi-aduc aminte, era, ca să nu mai mișcă aici calendarul, deși aș putea foarte bine, era o imagine, o pictură războinică. Probabil că unii dintre voi treceți prin extrem de multe conflicte. Foarte posibil sunteți semne de foc sau de aer, sau cu marcaj puternic, extrem de combativ ori unul, ori celălalt. O relație în sine implică un adevărat război. Hai de să mă uit. Un adevărat război. Ia uitați-mă. Și știți că din dragoste s-au făcut multe războaie. Știți că și Elena din Troia, pentru frumusețea și dragostea ei, s-a declanșat un adevărat, da? A fost motivul, cauza, nu?
unui război. Și ce fiore am! Fantastic! Sunt convinsă că am zis adevărul acum. Chiar sunt convinsă. Cu alte cuvinte, uite. Aveți aici mulți cavaleri de bâte și de spade. Mulți. Și ce înseamnă asta? Multe metode de luptă, unii dintre voi. Fenixul, renaștere. Renaștere din foc. Focul luptei, da? Renaștere. De fapt, ce face Fenixul? Se ridică din foc către ce? Către pace. Da? Din foc, din conflicte. Ce transformare, mamă, și ce stare. Ce stare. Ia, a zis? Hac. Asta e totemul meu. 10 de spade. 10 de spade, iar responsabilități, dureri pentru unii dintre voi, dar deasupra cărora vă ridicați. Aveți acest curaj, aveți autoritate și scorpionul, da? Aici e semn de foc. Aveți o putere interioară extraordinară. Unul dintre voi, pentru că vorbesc de situația dintre voi. Ridicați-vă deasupra conflictului, deasupra războiului, da? Asta ați ales, dragii mei. Asta ați ales. Ridicați-vă deasupra războiului, deasupra exact același culori, da? Ia uite-l. Exact același culori sunt și aici. Ridicați-vă deasupra lor cât mai sus. Ca să vedeți lucrurile din perspectivă. Interesant. Și folosiți-vă și creativitatea emoțională în aceste tactici pe care, sau tehnici, sau, eu știu, arta războiului pe care trebuie să o practicați. Ridicați-vă ca să vedeți câmpul de luptă. Să vedeți lucruri din perspectivă, să vă gândiți mișcările. Încă o carte pentru numărul 3. Asta e. Numărul 3. Despre situația prin care treceți. Ce-ar mai fi? Mai văd totuși un... Ia uite! Și numărul 1 a avut aceeași carte. O situație emoțională intensă. Scorpion toată ziua. Și am văzut și scorpionul. Este scorpionul dinainte de transformare. Fenixul l-am văzut și apoi de după transformare. Scorpion înseamnă casa a 8-a. Evident, taxe, bani, trebuie să vă luptați pentru bani, pentru casa căsătoriei, pentru intimitate, casa sexului, a transformării. Dar nu e vorba de sex în acela pământean. E un sex care vă transformă viața și vă aduce către alte culmi ale înțelepciunii. Da, eu ce vorbește și el. Așa este. Nu mă credeți? Nu mă credeți. Cine mă crede o să înțeleagă mai cât de curând. Ce vreau să zic? O situație emoțională extrem de conflictuală. Sunt războaie în voi doi. În voi doi, în sufletul vostru. Sunt războaie emoționale, mentale. E un foc acolo. Imens. Vă atrage situația. Vă și respinge. Cum era? I love the way you hate me. I hate the way you love me. Nu, era o melodie cu Rihanna și Eminem. Rihanna și Eminem. Ia chiar, interesant. Ce channeling se face acum. Nu mai știu exact. Iată, 7 de cupe. Aveți opțiuni? Aveți multe. Ei. Semn de apă iar. Scorpion, în mod special, Venus în Scorpion. Rămâne de văzut. Hai să vedem ce alte mesaje mai vin. Dacă sunt opțiuni sau e doar o stare de visare, care este un mod de evadare din aceste lupte pe care trebuie să le dați. Pentru voi, pentru relația voastră. Cavalerul de monede. Spânzuratul. Nevoia de comunicare, asul de spade. Și asul de bâtă, să vă comunice cât de atrași sunt de voi. Să vă comunice că au nevoie de ceva, o nouă energie. Pentru că, 8 de cupe și împăratul. Și asul de cupe, și marea preoteasă, și nebunul. Împăratul vrea o nouă dragoste, că e secretar, vrea în secret săriște.
Da, săriște. Să iasă dintr-o stare de răceală, 5 de monede, de lipsuri, de... în relația în care este sau în viața pe care o are. Poate nu are relație, are doar o viață plină de conflicte. Se luptă, că ăsta e împăratul. Da? E aici, ia uitați. Se luptă, da? Se luptă pentru imperiul său să cucerească diferite chestii. Și totuși s-a detașat emoțional pentru aceste lupte și acum a apărut sclipirea, a apărut flacăra. Și au început să viseze. Au multe opțiuni, într-adevăr. Au pe cine cuceri. Dar deocamdată referitor la situația în care sunteți, voi sunteți într-adevăr o opțiune. Și totuși, o opțiune față de care simt nevoia să comunice, își doresc victorie, pasiune față de voi. Și încearcă să se detașeze un pic, să revină la statutul lor de ce-or fi ei, tați. Împăratul poate să fie un tată, un șef. Un soț, da? Sunteți o opțiune interesantă. Din acest motiv, faptul că mai are și alte opțiuni, chiar dacă aveți această pasiune, rămâne de văzut. Și următoarele mesaje, cum corespund cu acesta. Lucrurile vor avansa destul de greu între voi. Cavalerul de monede. Și iar aveți semnul peștilor. Veți trece, unii dintre voi poate vă veți plictisi de așteptări. Dar așteptarea implică o lecție spirituală, o trezire spirituală. Trebuie să se facă multe sacrificii, trebuie să așteptați, așteptare, cavalerul de monede vine greu, are altă tactică, nu e ca cel de spade și de monede. Da, există sclipire, există pasiune. Există acest nou început, dar ca să se manifeste practic, a trebuit să așteptați. Așa simt. A trebuit să așteptați. Unul dintre voi visează. Își face planuri, celălalt. Pentru că acest cavaler de monede face planuri, își gândește pașii, nu e... Hai să mă arunc. Nu e ca în luptă, nu e ca în afaceri, e o relație. Ce ar vrea să vă spună? 10 de cupe. Că e copleșit emoțional, am zis, e copleșit emoțional. Se simte fericit acest rege de monede și totuși are niște... Are un stres, o obsesie. O obsesie pentru acest as de cupe și marea preoteasă. Pentru această dragoste, emoții, care au venit așa, într-un mod de neînțeles. E un secret pentru ei, pe care trebuie să... Este și o emoție, o dragoste pe care trebuie să o țină secret, dar... secretă? Dar este și un secret, un mister. Cum de pot să simtă? Da, ce-ar vrea să vă spună? 10 de... spre amor. Oh, ba da, ba da, lasă așa. Mai... 10 de cupe. Multe emoții. Unul dintre voi sunteți liber, 9 de monede. Unul dintre voi sunteți liber și celălalt este într-o relație karmică. Foarte posibil să aibă o soție, mama copiilor, sau să fie mămică, unii dintre voi. Ca și semne apare Capricornul, Taurul, Balanța, Fecioară, Pești și Scorpionul. Se dorește o renaștere la capătul setului de cărți. Se dorește o renaștere, dar pentru această renaștere trebuie să se muncească foarte mult ca să se facă justiție. Acum, ce înseamnă justiție? Înseamnă foarte mult. Trebuie să vă gândiți și voi și poate nici nu știți de fapt ce înseamnă justiția în viața cuiva. Nu neapărat în viața voastră, poate că știți, poate că nu știți. Alții, chiar dacă știți în viața voastră, nu știți în viața lor cum trebuie să manifeste justiția. De-aia a apărut și cavalerul de monede, trebuie să așteptați. Pentru că va trebui încheiat un capitol cu o relație karmică, cu această relație karmică pe care o aveți unul dintre voi. Trebuie încheiat un capitol ca să puteți manifesta acest nou început cu sufletul pereche. Complicated! Ce complicat, domnilor și doamnelor! Da.
Deocamdată, ce ar vrea să vă spună? Multe emoții. Intoxicați de emoții, dragii mei. Trecând peste faptul că poate să fie mămică, soție sau să aibă mămică și soție prin preajmă sau mamă. Da, am zis mamă, da? Trecând peste aspectul ăsta. Ce v-ar spune? V-ar spune că, da, sunteți singuri, singurele, frumoase. Asta e stare de preîmpărăteasă. Își doresc obsedant să deveniți împărăteasă. Perechea lor. Perechea lor. Frumoasa și bestia, dragii mei. Frumoasa și bestia. Își doresc foarte mult. Pentru că se simt prea plini de atâta frumusețe, emoție și vă apreciază foarte mult. Și nouă de monede și împărăteasă este energie extrem de benefică. Ei foarte posibil se simt ca și lider, că am văzut împăratul, soț ce ar putea să fie șef de afaceri sau conducător de business, nu asta contează, evident că poate să varieze de la unii la alții, ei se simt mult mai toxici, se simt mai negativ în comparație cu voi. Ia uite, aici sunteți voi, aici sunteți voi, da? Ce frumoși, frumoase sunteți. Rămâne de văzut ce alte mesaje mai vin. Dar pe lângă această obsesie pentru frumusețea voastră, pentru emoțiile pe care le simt în preajma voastră, pentru reușitele voastre, că sunteți oameni cu reușite, pe lângă această obsesie, mai este și undeva în surdină, în subconștient, o senzație că sunteți prea buni sau prea bune pentru ei, dintr-un punct de vedere. Pentru unii dintre ei, dintre voi, acest diavol, oricine ar fi în povestea pe care o veți împărtăși cu mine, acest diavol se simte nu doar intoxicat cu emoții, nu doar obsedat de voi, dar se simte și foarte posibil vicios. Dintr-un punct de vedere și viciu poate să însemne și o obsesie pentru bani, obsesia de a cuceri, că am vorbit aici, e un război aici, e un război. Cineva care e dominat de ego. De. Hai să vedem ce v-ar spune dacă ați fi singuri noaptea. Doar voi doi. Nu v-ar privi nimeni. Și ați putea să vă spuneți una alta. Ce v-ar spune? Asta? Vrea? Ia. Îmi pare rău că am reținut, împăratul asta face. Că mi-am reținut dragostea pentru tine. Afecțiunea, nu neapărat. Până la dragoste, evident că poate, dacă sunteți la început, nu o să vorbim de dragoste, vorbim de emoții. Da? Emoțiile acestea se rețin. Am văzut împăratul, da? Care se reține. Îmi pare rău că nu pot să-mi exprim dragostea sau că nu mi-am exprimat dragostea. Vorbim de un moment, potențial moment în care sunteți singuri. Și stați noaptea de vorbă și zice, îmi pare rău că nu am arătat câte emoții simt pentru tine. Dar de fapt, eu simt multe emoții și te doresc foarte mult. Pentru unii poate ați fost și într-o, pentru că văd tăcerea mă omoară, ați avut momente de tăcere în care efectiv s-au simțit copleșiți. De faptul că nu puteți comunica, nu puteți fi împreună, că sunteți, știu? Poate unii sunteți la distanță, că am văzut și lumea, da. Unii sunteți la distanță. Și justiția poate să înseamnă o echilibrare de energie și să veniți mai aproape. Evident că variază. Ce v-ar mai spune? Numărul 3. Suntem la numărul 3. Ia. Dai cu mințe. Oh, să nu dărâm. Nu, please, te rog. Nu, îi place să stea pe masă lui Leo. Visez la tine. Visez despre tine. Are vise. Nu doar erotice. Deci e posibil să aibă. Am văzut și 7 de cupe. Da, e clar că are fantezii erotice. Dar, probabil că visează și în timpul zilei. You inspire me, da? Că dacă ești nouă de monede și împărăteasa, îi inspirați la creativitate, la ceva, la transformare, la această transformare, 8 de monede, ia uite, să se transforme, îi inspirați. Wow, ce frumos! Însă, dragii mei, ce s-a întâmplat între voi, voi știți, dar recunoaște. Persoana aceasta recunoaște că și-a luat o karmă. Justiția! Aha, interesant cum se confirmă. Și-a luat justiția sau și-a luat karma, pedeapsa, că asta înseamnă pedeapsa,
pentru cum v-a tratat, pentru faptul că nu a arătat dragostea, pentru faptul că nu a exprimat ceva, I got my bad karma, da? Și a luat karma negativă pentru felul în care v-a tratat. Interesant. Se pare că în comunicarea cu voi, cuvintele alea potrivite niciodată nu vin. Ce drăguță le-au pe masă. Niciodată nu vin, așa cum și-ar dori personajul acesta, pentru că nu e obișnuit să se exprime emoțional, mai ales dacă e împărat. Mai ales dacă este o persoană cu autoritate, concentrată, obsesiv pe bani, pe nevoia de a conduce, când e vorba de dragoste, nu prea știe să se exprime. Și totuși, este atât de mult, sau sunt atât de multe lucruri pe care nu l-a spus, nu vi le-a împărtășit. Sunt foarte multe. N-au apărut spade. Pentru că n-au apărut, pentru că nu poate să se exprime. Și totuși are nevoie să vorbească. Ce înseamnă discuție? Rămâne de văzut. Probabil că vorbiți mai mult voi. Iac. Nu vrea să vă piardă. I don't want to lose you. Oh, ce frumos. Sufletul meu tânjește după sufletul tău. Acum, dacă are curajul să spună, iar. Ce ar vrea să vă mai spună? Interesant. Confirmă. Sufletul meu... Nu, am greșit traducerea. Sufletul tău îmi înțelege sufletul. Suntem suflete perechi. You understand my soul. We are soulmates. Da? Din acest motiv, sufletul său ne-a apărut și 10 de cupe. Este copleșit emoțional pentru că voi înțelegeți. Este o înțelegere emoțională subtilă pe care rămâne de văzut dacă o să vă spună, pentru că se pare că nu prea se pricepe la comunicare emoțională. Mie că am văzut o carte răsucită. Nu prea se pricepe. Da, uite-o pe asta. Nu vreau să vorbesc, am nevoie de timp pentru mine însă. Probabil că asta are legătură cu un moment de tăcere care a fost. Am zis că a fost un moment de tăcere pentru voi, care se va mai repeta de-a lungul timpului, pentru că acest personaj are nevoie de timp pentru el, pentru transformare. Și nu uităm că transformarea înseamnă și judecata. Se transformă, trebuie să gândească rațional direcția, da, în care trebuie să muncească pentru echilibrarea lui, a ei, pentru această nouă etapă. Etapă, capitol de viață. Avem și octopusul, da? Ce ar vrea să vă mai spună acest suflet? Numărul 3. Pleacă. Păi, să nu ți-arzi blănița, mă. Copil mic. Vai, vai, vai. Măi, pitic mic. Să nu ți-arzi blănița. Scumpule, nu dărâma. Ce ar vrea să vă mai spună? Numărul 3. Numărul 3. Ce-ar vrea să vă mai spun? Încă un mesaj, dacă ați fi singuri. Cred că personajul la care vă gândiți ar prefera să se manifeste cu acel diavol, să se manifeste fizic, erotic, sexual, mai degrabă decât să vorbească. Dar toate aceste mesaje vin din suflet, da? Pe această cale subtilă a tarotului. Și știți că adesea, nu spunem tot ceea ce simțim. Iar, revine, vreau să vorbesc și totuși nu reușește. Am nevoie, uite interesant ce carte a venit, am nevoie de timp să mă refac, restore. Transformare profundă. Phoenix-ul, unde am văzut Phoenix-ul? Aici, uite, și iar îl văd. Are nevoie de transformare profundă. Myself, my life, my heart. Da? Să-și restaureze, ia uite, 8 de 8, da? 8 e casa 8 a scorpionului, de monede. Viața, inima, sinele. Acțiunile vorbesc mai puternic decât cuvintele, de-aia preferă să vorbească mai puțin.
I can feel your energy all around. Da, cu 10 de cupe știu. Se confirmă că vă simte energia. Unde ești 10 de cupe? I can feel your energy. Vă simte energia. Din acest motiv sunt foarte și ei bulversați. Let's work it out. Da? Hai să muncim. Hai să muncim. Am văzut și cavalerul de monede. Pentru a construi, a colabora, a crea poduri între voi doi. Eu zic că e suficient. O să mai facem. Rămâne să îmi povestiți cum rezonează cu viața voastră. Acum, eu pun cărțile la loc și mă pregătesc pentru numărul 4. Și repet, nu pun pauză pentru că adesea când pun pauză, se decalează sunetul. Și nu prea aș vrea să se mai întâmple chestiunea aceasta. Am primit un set de cărți foarte interesant de la cineva cu aceste mesaje și îmi place foarte mult să-l folosesc. Acum, dragul meu Leu, te-ai pus aici pe masă în așa fel încât eu să trebuiască să mut lumânările și cărțile. Dar, măcar să ne inspir cu energia ta. Ia vine aici. Opa, mic. Tot să te vadă lumea că să zică că vorbesc singură. Nu vorbesc ei, ce pisicu, da? Hop. Stai. Așa, stai acolo cu minte. Așa, găsește o poziție. Să vedeți, da? Nu vorbeam singură, vorbeam cu Leo. E aici, pe măsuță, drăguț. Ok, acum, ultimul număr. Numărul 4. Cei care v-ați ales turnul libertății din Teheran. Superb monument. Bănuiesc că vă căutați libertatea. Rămâne de văzut cum o căutați, cum se manifestă în această etalare. Sau sunteți marcați de Uranus? Oh, da. Sunteți marcați de Uranus, unii dintre voi. Văd un as. As de foc, să zicem. Sunteți dispuși să, nu știu, rămâne de văzut ce faceți pentru libertatea voastră. Să străluciți ca un far în noapte. Interesant mesaj. Vreți să ieșiți în evidență? Vreți să spargeți normele? Ia, situația prin care sunteți. Numărul 4. Numărul 4. Ok, ia uite ce frumos. Ah, 3 cărți au venit. Am crezut că sunt 2, astea erau lipite. Ca și la numărul 1 a apărut, poate are legătură sau nu, a apărut șoricelul. Vă faceți griji, ori voi, ori cei din preajma voastră, de situația, eu știu, prin care trecem toți. Situația mondială, turnul libertății, este vorba de libertate, liberare. Nu mai purtați măști, să nu mai aveți simțiți restricții în relație și în viața voastră. Da, v-ați săturat de aceste griji. Vreți să vă transformați, că asta înseamnă puturile, vă transformați, evident, mental, căutați link-ul Psihe și Eros, pentru că este o transformare. Imaginea psihicului este reprezentată de fluture. Și aveți alt semn de pământ, 9 de pământ, reprezentat de acest mieruleț. Miel care reprezintă în acest moment, mă gândesc la zodia berbecului, faptul că ați ales turnul libertății. Unii dintre voi chiar vreți să vă concentrați pe transformarea voastră fizică și în cele mai importante aspecte ale voastre. Cum să explic? E vorba de casa a întâi. Nu neapărat berbec. Poate unii aveți marcaj în berbec. Dar e vorba de casa a întâi, a personalității, a fizicului. Vreți să vă transformați acolo. Simțiți în spate că primiți niște semnale, niște unde. Probabil acel turn. Acel turn este o situație, un eveniment
Relația aceasta, într-un fel sau altul, vă inspiră la transformare. Evident că poate să varieze. Unde este turnul? Unde este turnul? Ia uite. Da? Parcă ar fi chiar flash-urile acestea. Interesant că sunt tot așa pe forme triunghiulare, romboide. Flash-urile acestea pe care le transmite. Turnul, evident că variază, încercați să înțelegeți limbajul. Wow, ce mesaj! Să vedem cum rezonează cu ce mai urmează. Dar, am zis la început, poate să fie doar acest mesaj, rămâne de văzut. Vedeți? Încercați să puneți pauză, să vedeți aici, în interiorul turnului, sunt niște romburi. Da? Exact! Rombul de aici. Da? Ia. Da? Și simt că sunteți în prim proces de transformare, de ca și când aceste romburi, da? Aceste flash-uri de lumină, că sunt decorative și sunt luminate, da? De niște spoturi de lumină. Aceste romburi se proiectează în spatele vostru pe voi, da? De ca și când voi treceți prin acest portal. Da? Voi chiar acum sunteți într-un proces de transformare în relația voastră, în viața voastră personală și am vorbit de libertate, acum vorbim de transformare, da, ce frumos. De la șoricel, de la un om înfricoșat, un om care își face griji, se lasă influențat de exterior, se lasă influențat de și își face griji. Nu, dă-te jos, nu te joci pe masă, să nu dărâm ceva. Da? Își face griji, vreți să vă transformați, să vă ridicați și să deveniți un cemiel. E vorba de o transformare spirituală. Este un semn creștin, dragii mei. Este un semn creștin. Știți că un om care crede n-are cum să-și facă griji. Un om care crede. Și aici este transformarea prin care trece. S-a zis că e un portal. Voi treceți acum. E interesant cum v-ați ales, dar nu e doar un turn, dragii mei. E un portal prin care treceți. Și în această trecere voi vă transformați. Intrați dintr-o dimensiune materială, terestră, într-o altă dimensiune spirituală. Și aici este noul eu, noua voastră, casa întâia a voastră care se transformă. Da, sper că înțelegeți. Cine nu? Treaba voastră. Acum, despre situația prin care treceți. Ia uite, și am văzut 6 de spade, călătorie, trecere, de la întuneric la lumină, de la... Nu, lasă camera, da? Situația prin care treceți voi. Sau personajul la care vă gândiți. Da? Că am vorbit de situație. Personajul la care vă gândiți. Asta? Ia uite, a vrut să se arate 6 de spade. Posibil semn de aer. Am văzut și aici semn de aer. Bă, și semn de pământ, semn de aer. Situație emoțională care implică comunicare creativă și creativitate. O, da, care vă vindecă. Vă vindecă din niște trădări. De un ciclu, da? Treceți. Oho, steaua, lumina, turnul acesta, portalul acesta, vă arată steaua, vă arată drumul de vindecare pe care trebuie să-l faceți ca să vă vindecați. Ca să vă vindecați, să vă eliberați. Eliberare, da? Interesant. Voi sau ei, evident. Dar, vorbeam de ieri. Ce? Posibil vor să vină spre voi 6 de spade. Vor să vină spre voi. Ușor. Ușor. Dă-te jos. Scuzați. Scuzați. Că altfel făcea o mare nebuneală. Pentru unii dintre voi, 4 de monede, blocat. Ia uite, 4 de monede, exact acest șoricel care își face griji pentru ziua de mâine și ține banii la ciorap. Vorba vine. Ia să mai vedem încă o carte. Încă o carte. Numărul 4. Asta? Ok, asta. 4 spre 3. Colaborare.
4 spre 3. Dacă relația pe care o experimentați v-ați făcut multe griji, vreți să vă transformați și să deveniți mult mai intuitiv, mult mai sensibil. Foarte posibil pentru unii dintre voi să fiți între, voi sau ei, între două personaje. Unul sperios, unul timorat de problemele zilnice și celălalt mult mai blând și mult mai intuitiv și cu potențial de creștere spirituală. Asta pentru că văd totuși două elemente destul de diferite. Personajul la care vă gândiți ar vrea să călătorească înspre voi. Eu simt că trebuie să lase un 4 pentru un 3. Așa simt, deși cărțile au venit așa. Pe de o parte, ar vrea să călătorească către voi, pentru că țin foarte mult la voi, 4 de bute, asta înseamnă, țin foarte mult la voi și își doresc o colaborare, o construcție. E o construcție spirituală și practică, dar și spirituală. Evident, eventual să combinați aceste două energii, da? Practic cu spiritualul, dar să nu exagerați cu detaliile, că asta face șoricelul. Prea multe detalii, prea urmăriți orice firicel de praf, nu. Pe de altă parte, ar vrea să călătorească către zile senine, către o colaborare, o comunicare, o construcție și să lase în urmă pe cineva foarte rigid. Pe cineva foarte rigid și foarte zgârcit. În acest 3 de monede există un om care inspiră. Există un om creativ. Se folosește creativitatea. Am zis, este nevoie de creativitate și comunicare. 3 înseamnă și comunicare. Da. Văd un rege de băte care ar vrea să facă o ofertă cuiva care este trist, o ofertă care ar putea să aducă vindecare unuia dintre voi. Vindecare pentru că am văzut și steaua și 4 de spade. Hai să vedem. Ce ar vrea să vă spună numărul 4? Au! Un sebi! Un zgâli! Vă zgâli! Ok, cam înțeapă, nu? Înțeapă. Uite, spade. 9 de băte, asul de spade și 5 de cupe. Și la capătul setului de cărți, împărăteasa. Taur sau balanță. Împărăteasa care ar vrea să comunice sau spionează. Și una și alta. Pe cel care este, care aduce echilibru emoțional, temperanța. Pe de altă parte, interesant cum se regăsește aceeași chestiune. Aceleași energii care le-am arătat și la șoricel, da? Ia uite regele de monede. Și la șoricel și la berbecuț. Berbecuț, miel. Mieleț, da? Pe de-o parte am zis că este nevoie de comunicare. De comunicare care transformă. Personajul, situația respectivă. Personajul, unul dintre voi, trebuie să lase, să aleagă între un personaj materialist și unul spiritual. Aici, iar, trebuie să apare valetul de spade, nevoia de comunicare, poate chiar și un pic de spionaj, între un personaj, aici așa simt împărătea sau simt acum materialistă, și un personaj spiritual, care aduce echilibru emoțional, spiritual, creștere. Personaj care inspiră. Da? Personajul spiritual este flacăra pereche a unuia dintre voi.
În fine, ce ar vrea să vă spună? Că a blocat situația la un moment dat din cauză că a trebuit să facă lumină într-o pierdere, într-o energie depresivă, într-o situație neplăcută. Da? Șoricelul poate să se regăsească și aici. Cineva care își face griji pentru că a pierdut. Un om drag. Ce ar vrea să vă spună? Că încă stă în picioare, a fost trădat de multe ori, încă stă în picioare și vrea să aibă victorie după această situație neplăcută. 5 de cupe. Acum cine plânge, iar poate să varieze. Avem semn de foc, semn de aer, semn de apă. Central este acest as de spade. Gemeni, balanță sau vărsător. Pe dacă vă ajută pe unii dintre voi. Nevoia de comunicare. Avem aer și aici. O comunicare care transformă, care aduce victorie și care lasă în urmă depresiile, situațiile neplăcute și blocajele, care sparge blocajele. Care rupe niște legături karmice. Ce ar vrea să vă mai spun? Să ne vedem cu o carte. Da, este o greutate emoțională. De-aia ați luat și turnul libertății, un portal de trecere și nu e ușor. Pentru că energia din care ieșiți este greoaie. Este greoaie. Energia, persoana de care vreți să vă separați. Încă o carte. Ce ar vrea să vă... Oh, ia uite. Și aici a apărut, tot a apărut. Ea nu știu câte oară când apare. A treia oară când apare spânzuratul. Spânzuratul aici. Semnul peștilor pentru unii. Casa 12 a secretelor, a necunoscutului. Nu, încă nu înțeleg. De ce au trecut prin ce au trecut? Foarte posibil că nici voi. Din acest motiv aveți nevoie de comunicare directă. Cât mai directă. Justiția, iar balanța. Balanța care vine foarte greu în viața cuiva, dar vrea să aibă victorie. După ce a studiat cum să iasă, interesant, dintr-un cerc karmic de trădări, de supărări, de greutăți și cum să vină către Regina de Cupe. Dar Regina de Cupe, semnul de apă, este defensiv. Pentru unii dintre voi. Este defensiv. Totuși, justiția. Justiția, da? Justiția trebuie să se facă. Adevărul trebuie să fie spus. Trebuie să se facă vizibil. Să iasă în evidență că acest turn, libertatea, adevărul. Nu, adevărul ne eliberează. Interesant. Adevărul ne eliberează. Cineva trebuie să spună, da. Am înțeles. Cât timp ei nu au comunicat și v-au blocat, cât timp ei nu au comunicat și v-au blocat, voi efectiv ați stat pe loc, ați stagnat și v-ați umplut de amărăciune și de tristețe. Din acest motiv trebuie să apară această comunicare. Atunci se face justiție divină. Evident că poate să fie vorba de o balanță. Care vine foarte încet, foarte încet, are marcaj în semne de pământ. Marcaj. În general, atrage atenția, e victorios dintr-un punct de vedere fizic sau material, să zicem, dar când e vorba de relații stabile, merge foarte încet. Și uite așa. Personajul care a așteptat și-a cam pierdut speranțele. Pentru că a fost pus prea mult timp pe stand-by. A fost un ego care s-a manifestat între voi.
care efectiv a consumat energetic, în acest motiv apare turnul libertății, nevoia de libertate a uneia dintre voi. Libertate, da? Steaua, eliberare. Unul dintre voi doar a vrut o aventură și dacă s-ar fi consumat sau dacă s-a consumat această aventură, a urmat 7 de monede. 7 ani apocaliptici, 7 luni de așteptare. Dar știți că dacă vreți să ceea ce concepe să fie sănătos, trebuie să fie 9, nu 7. Nu? 7 este deja o naștere prematură. Interesant. Sunt foarte curioasă dacă mă înțelegeți și dacă... Deci asta vreau să vă spun. Regretă că v-a blocat și că v-a făcut să stați pe loc. Dar acum are o nouă viziune despre situația în care v-a pus, în care a fost și din acest motiv că a primit inspirație. Inspirație vine și la asul de spade. Inspirația, a primit inspirație pe cale divină în această transformare, prin acest portal prin care a trecut, transformare psihică și erotică, cred că a fost și erotism între voi doi. Inspirația este că e urgent nevoie, sau urgent, în fine, este, pentru unii chiar urgent, este nevoie de a exprima adevărul. Adevărul îi va elibera pe ei, în primul rând, și va elibera și aceste funii care vă țin pe loc. Karmic, din punct de vedere karmic. Îmi doresc să fi fost aici cu mine. Deci, ce v-ar spune acest personaj? Dacă ați fi singuri, noaptea, doar voi doi. Ce v-ar spune acest personaj? În mod constant, simt că îmi, cum zic în engleză, running through my veins, că mi curgi prin vene. Există. Unii dintre voi aveți acest DNA, ADN erotic, spiritual, pe care îl împărtășiți. Psihe și eros, nu degeaba a apărut fluturele. Vă dau link-ul la sfârșitul videoclipului sau unde să vă dau. În comentariile de sub video, da? Psihe și eros. Erotismul pe care l-au simțit față de voi, chiar dacă v-au pus... prin multe, v-au supus multor teste și încercări, i-a transformat, da? Pentru că există un ADN erotic și spiritual în acest, în această relație. Le curgeți prin vene și nu înțeleg de ce. V-au dorit blocați sau au dorit să vă blocheze pentru că n-au înțeles legătura aceasta profundă, nu au înțeles-o. Și au crezut că dacă o blochează, gata, rezolvă totul. Dar nu. Ia uite, I'm still hearing wounds from past relationships. Încă vindec răni din relații anterioare. E în acest proces de transformare, de trecere prin portal. Da? De transformare, răni anterioare. Frica. Asta e frica. De relații. Rămâne ceas de văzut celelalte mesaje. Încă se vindecă. Este foarte, foarte dor de voi. A venit cartea că invers. Asta înseamnă că se amplifică energia. Este foarte dor de voi. Sunteți soarele lor. Dintr-un punct de vedere, sunteți soarele lor. Chiar dacă voi nu știți. Da? Din acest motiv trebuie spus adevărul. Ia uite, aici e un soare, da? Un soare, o coroană. Coroană, soarele. Mi-ai schimbat viața. Cum am zis, acest ADN spiritual și erotic care îi schimbă. Au crezut că scapă, dar nu au scăpat de această transformare. Îmi pare rău că am reținut dragostea pentru tine. Interesant, am zis că v-a blocat, persoana aceasta v-a blocat. N-a vrut să exprime ce simte și v-a ținut pe loc emoțional și spiritual. Ați stagnat o perioadă pentru că ați preluat, pentru că aveți același ADN erotic și spiritual, aveți același ADN. De-aia vă simte prin vene. Și voi și ei. Și voi simțiți, nu doar ei. Și totuși n-a vrut să arate ce simte.
A crezut că scapă. A crezut că e doar așa o chestie. Ca altele. Nu vreau să te pierd. Nu vreau să te pierd. Pentru că simte că v-ați îndepărtat emoțional în această perioadă. V-a adus atâta supărare încât v-ați îndepărtat. Din acest motiv se vrea comunicare. Se vrea victorie. Am văzut 6 de bâte să vă recucerească. Încet și sigur. Ia, unde e? Da? Încet. Dacă până acum a mers încet, acum vrea să vină victorios în viața voastră. Să vă cucerească. Cu fi balanță, cu fi semn de pământ, pentru unii variază. Da? Eventual să vă scoată din acest, dacă sunteți voi aici, trădați, supărați, ca să nu zic un cuvânt așa mai... Da? Vor să vă scoată din această stare pe care ei v-au provocat-o. Vor să facă justiție. Dar cu fi balanță, rămâne de văzut, care o fi. Ce zice aici? Dacă ai ști doar, cât am simțit și cât simt pentru tine, și cât de puțin am arătat, sau nu am arătat deloc. Ce mesaj! If only you know how I really felt instead of what I showed you. Wow! Nimeni nu mă face să simt cum mă faci tu să simt. Draga mea, dragul meu. Nu mă simt suficient de bun, de bună pentru tine. Și aici e marea tristețe. Marea tristețe este și a lor, da? Și a lor este că nu sunt suficienți de buni. Din acest motiv își doresc să facă justiție, să se echilibreze, să vină victorioși într-un fel sau altul. Dar e un complex, complexul șoricel. Un complex. Că nu sunt suficienți de spiritual ca voi, de blânzi, de telepați, de empatici. Că, ce frumos mesaj! Că aici puteți să fiți voi și aici ei. Și transformarea vine pe cale psihică și erotică între voi doi. Semn de apă, semn de aer între voi. Da? Unul dintre voi e semn de apă, altul e semn de aer. Da? Ce ar vrea să vă mai spună dacă ați fi singurei la miezul nopții și nu v-ar vedea nimeni? Ce ar mai vrea să vă spună? Simt o mare greutate sufletească, că nu au împărtășit ce simt în tot acest timp. 9 de bâte. Pentru unii poate să fie nu 9 săptămâni, poate să fie și 9 luni. Ce ar vrea să vă spun? Numărul 4. Relație la distanță. Nu sunteți aproape unul de celălalt, unii dintre voi. Încerc să te iert. Am nevoie de spațiu. De ce să te ierte? De ce să vă ierte? Rămâne de văzut. Să vă ierte că ați intrat în viața lor și le-ați produs schimbarea. Știți că uneori deranjează când intrăm în viețile oamenilor și le producem schimbarea. Unor deranjează pe unii. Bine, evident că acest mesaj se poate raporta și la altcineva, dar... Așa am simțit. Ce zice? Ce aș da să-mi trec degetele prin părul tău? Ce frumos! Ah, mai e ceva! Aș vrea să călătoresc prin lume cu tine. Asta confirmă faptul că sunteți la distanță. Interesant. Și Mercur, aspect între Mercur și Jupiter aveți. Și ce ar da? Cât ar da? Ca să treacă mâna prin părul vostru, să vă mângâie prin păr. Ce frumos. Încă o carte și gata. Oh.
Băi, deci nu se poate. Deci ce zice aici? Cărțile astea sunt minunate. Cold and hot. Cald și rece. Am pretins că nu îmi pasă pentru că îmi pasă prea mult. Wow. Am pretins că nu îmi pasă pentru că îmi pasă prea mult. Și sunt electrizată de tine. Uneori doar îmi doresc să stăm de vorbă. De ce nu vrei să vorbești cu mine? Acum rămâne de văzut. Unii dintre voi sunteți conectați prin muzică. We connect with music. Poate unul dintre voi face muzică. Și totuși, personajul acesta își ia timp ca să se reconstruiască, scuzați-mă, să își reconstruiască viața. De-aia ați luat turnul libertății. Cam atâta e talarea. Sper că v-a plăcut. Rămâne de văzut. Văd ce pot să fac astăzi, încă una, pentru voi, dragii mei, abonați și susținători, fideli. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă mulțumesc că mi l-a suportat pe leuț, pisicuț. Pa, pa!